Mulțumim, tragedie într-o familie de români stabilită în Italia. Un băiețel de doar 8 ani a fost accidentat mortal de propriul tată sub ochii întregii familii. Cum s-a întâmplat tragedia? Aflăm de la Iulia Ruxanda. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit tuturor! Vorbim într-adevăr despre o tragedie cumplită pentru o familie de români stabilită în Italia. Totul s-a întâmplat în Perugia, mai exact într-o parcare, acolo unde un copil de doar 8 ani și-a pierdut viața după ce a fost călcat de mașina condusă de propriul său tată. Primele date din ancheta deschisă deja în acest caz arată că bărbatul ar fi coborât și urcat apoi în autoturism și cel mai probabil, fără să-și dea seama, acela a fost momentul în care minorul a căzut sub roți. Din păcate însă, medicii sosiți de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe micuț, au declarat decesul lui, iar cumplit este și faptul că în momentul tragediei, în mașină se aflau și ceilalți membri ai familiei de români, respectiv mama, dar și ceilalți 6 copii care sunt și acum în stare de șoc după accidentul mortal.